Aproape 50 de permise de conducere au fost ridicate în doar 2 zile în urma unor controle desfășurate în trafic de polițiști. Săptămâna aceasta, mai multe echipaje de poliție din cadrul biroului rutier au acționat pe străzile din Iași, pe linia prevenirea accidentelor rutiere comise de conducători auto ce nu acordă prioritate de trecere pietonilor. Peste 150 de șoferi au fost sancționați contravențional, valoarea amenzilor depășind 36.000 de lei. Verificările polițiștilor rutieri vor continua și în următoarele zile pentru a-i trage la răspundere pe conducători auto care nu acordă prioritate de trecere pietonilor, dar și pentru a-i sancționa pe cetățenii care traversează strada prin locuri nepermise. Totodată vor fi desfășurate acțiuni de control pentru depistarea și sancționarea vitezomanilor.